Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Dacă vedeți video ăsta, înseamnă că nu s-a aprobat articolul 13, deci yay! Toată lumea fericită, aplauze, bun, gata, bucuria. Aseară, față de când filmez eu video ăsta, nu știu când îl vedeți voi, am făcut un live cu Omegle și mi-ați făcut vreo 70 ceva de meme-uri, cred. Nu știu câte mi-ați făcut, așa că astăzi facem un fel de meme review. Eu nu prea o să mai râd la ele, că le-am văzut deja odată. Și când le-am văzut, de fapt, le-am văzut toată când mi le-ați trimis, odată când le-am băgat în calculator, deci vă dați seama că așa că am pierdut hazul. Da, poate o să râde și voi ele. Așa că vom folosi monitorul ăsta pe spate, din spatele meu. Ne imaginăm că funcționează și să apară mimurile pe el. Trebuia să fi pus o prelată verde pe el să-l folosesc pe post de green screen. În fine, și primul mim de astăzi este acesta, care nici măcar nu este un mim, ci chiar tipul ăsta și-a pus poza la profil pe Facebook cu mine. Aoleu, deci pariu că că jumate din lista asta de prieteni e Daribuv când l-au văzut cu poza aia. Acel moment când vezi o gagică bombă. Bă, înțeleg că fiecare specie are câte un ritual de împerechere, dar nu cred că neapărat să fac o privire de genul ăla. 10 years challenge. Cine spunea că eu nu fac challenge-uri? Ia uitați aici, voi observați vreo diferență? Parcă atâta, mi-a crescut barbă și e poza color. În rest, nu m-a schimbat deloc. Remember CJ? This is him now. Feel old yet? Sau, cum ar spune românul, CJ după o lună în vasului. Presii că mi-au age restrict pentru poza asta de aici. Mai are rost să zic ceva legat de ea? Știu. Sunt curios câți dintre voi știți cum o cheamă pasta. Eu știu cum o cheamă, dar vreau să văd câți dintre voi ghiciți cum o cheamă. Dacă ați ghicit cum o cheamă, vă dau inimioară la comentariu. 10 ani fac diferența, iarăși am ajuns la 10 years challenge. Mă, cred că poza asta de pe acum vreo 15 ani, că vedeți, eram mai scund, cred că eram clasa 5 am poza asta și aia gen sunt colegii mei sau prietenii mei din cartier, nu știu care. Dar vedeți cât m-am schimbat? Sincer, n-am mai ținut legătura cu prietenii mei de acolo, cine știe pe unde au ajuns. Când colegul tău s-a prins că i-ai mâncat pachetul. Într-adevăr, mai ales când e să mănânc de la cineva, mănânc sandwich-ul așa din lateral și vreo 1, 2, 3, 4, 5 mușcături am băgat acolo. O, da, fumist mai sunt. Ăla clar e câinele meu, trebuie să-mi iau un câine din ăla doar ca să-i dau să mănânce spaghete. Acel moment când dai primul teza la profă, dar îți dă 4. Într-adevăr, tot liceul am pățit acest lucru și n-am înțeles niciodată de ce. Mă, nu știu cine dracu ar face așa ceva, deci uitați și voi, ce naiba. Bă, cum se reduce la Codrin pentru așa ceva? Pornhub.com, live-ul lui Ovidiu 666. Mă, asta e valabilă pentru aia care veniți doar ca să vă uitați la rusul aici în decolteu. Nu vă știu eu pe voi. Cum e pe Marte? It's ok. Ești mecher, a? Gata, șeful. Careva, dacă vede o diferență, să-mi lase un comentariu, că eu nu văd nimic. A, gata, știu. Eu ne-am cercet și nu sunt dat cu ruși, dar în rest e cam același lucru. Sal, cf, mamă, ce l-aș fute pe ăsta. Dacă îmi furi iubita, te tai. Poza asta nu știu cum a ajuns aici, mi-a trimis-o unul aseară în timp ce primeam mimurile pe Discord și am zis să o pun și pe asta, că mi se pare destul de funny. Cred că singura poză în care o să mă vedeți pe mine vreodată la frizer. Se pare că de la GTA San Andreas am trecut la GTA 5, mai lipsește să ajung la Metin 2 pe la fierar pe acolo și gata, am trecut de toate jocurile posibile. A, sau direct aici Assassin's Creed, la asta am râs cel mai mult. Direct ăla din Assassin's Creed se luptă cu monstrul marin. Bota imens, baie, continuu. Băi, ce drept, am început să fac burtă ca el. Cred că mă pot confrunta cu el. Ovidiu 666 în căutarea rusoaicilor. Într-adevăr, stau și o oră să găsesc vreo rusoaică, dar și când dau de vruna, îmi dă și rex instant. Ioi, pizdiez! Ovidiu 666 is live! Și aici avem trioul perfect. Ce edit și edit direct? Codrin, Dani Penet și Ovidiu 666. Pentru cei ce joacă Clash Royale, cum ar fi să găsiți dintr-o dată așa ceva când deschideți o legendară? Poza asta n-are niciun sens, dar mi s-a părut mișto editul. Adă banii sau mori în chinuri, te dracu. Ove, agentul 666 la datorie. Mafiot antrenat în Rusia. Cred că asta este cea mai originală poză, deci nu știu, un meme mai original de atâta. Nu cred că există aici. Atât de bine m-a prins în poza aia. Apropo, follow pe Instagram dacă vreți să mai vedeți poze cu mine pe vremea când bătândeam. Nu știu, bă, dar atât de mișto a ieșit editarea. Uite, știu ce bine a ieșit cum îi bag mâna pe gâtul Sasuke. Apropo, un subscriber ne-a făcut și pagină de meme-uri pe Instagram. Ovidiu666 _ memes _ page. Băgați acolo un follow. Bună seara, dragi tovarăși, cred că sunt prea aproape. FBI, open up!
Da, și cam astea au fost mimurile. Lăsați în comentarii care vi s-a părut cel mai panoramă mim, nu știu ce nume să dau la videoclipul acesta. Să fac o de-asta gen duminica de, mă rog, azi e luni, lunea de bimburi, bim review, nici nu știu ce nume să dau. Dar dacă mai faceți mimuri de genul, o să mai fac video în care vi le prezint că nu mă, că asta n-a fost reacție, că le-am văzut semn de-aseară eu. Băgați și un follow la pagina aia de Instagram, unde o să posteze mai multe mimuri cu mine și cam atât. Dacă vreți să mai faceți mimuri, mi le puteți da pe Instagramul meu pe care îl aveți în descriere sau le puteți da pe serverul de Discord pe care îl găsiți și pe acela în descriere. Și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!